Un incendiu puternic a cuprins azi dimineața biserica din satul Parcane, raionul Soroca. Flăcările au mistuit obiectele de cult și a afectat pereții clădirii. Focul s-a declanșat înainte de o slujbă de înmormântare, dar niciunul dintre cei prezenți nu a fost rănit. Se pare că flăcările s-au declanșat de la lumânări, dar pompierii urmează să stabilească cu exactitate cauza incendiului. Era aproape ora 11 când oamenii au văzut foc la biserica Minunea Arhanghelului Mihail din localitatea Parcane, raionul Soroca. Noi venim de la mort. Cu mortul venim și am ajuns aici drept și lumea strigă, ia că arde în biserică. Dar și cum de la ce nu știm nimic. Când am intrat, nici n-am dovedit că fumul și ala mai zghe și ușa atât. Astea e. Săraci oamenii ăștia cu pojarne. Șoferul la mine punctul a văzut întâi și a alergat tot o fugă aici și a deschis ușa. Și eu am văzut și eu și am alergat și am schis automatele astea la lumină. S-a dat imediat alarma, iar la fața locului au ajuns 8 echipe de salvatori. Ajungând salvatori la fața locului, au că focarul incendiului s-a produs în interiorul bisericii, anume la intrare. În urma incendiului au fost distruse parțial bunurile materiale din biserică, restul fiind. De flăcări. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Noi numai suntem cu scârburi, cu noi scârburi, că nu de mult, vă câțiva ani, că s-au remontat. Iată, bătrânei din puținul lor, o grămadie, și-au făcut așa remont, și am Dumnezeu. Școala s-a închis, dincolo, clubul nu e biserica unică, care a rămas în satul nostru, este biserica și Nilă și curia noastră. Dumnezeu, ia că ne-o dar mai ales oameni bătrâni. Sătenii trebuie acum să se solidarizeze și să strângă bani pentru a reconstrui biserica. Cred că trebuie dat un ajutor oricare cum s-a dus. Fără biserică. Trebuie, spune mână la mână. Inspectoratul pentru situații de urgență a făcut în ultimele zile apeluri repetate la respectarea regulilor de prevenire a incendiilor în biserici. Lumânările și sursele de încălzire pot fi oricând surse periculoase de foc. La Parcani nu se știe deocamdată de la ce a pornit incendiu, dar autoritățile au început o anchetă.